Simplitatea nu are ce căuta în garderoba din această toamnă. Se poartă ștrasuri, perle, broderii direct pe pantofi. În sezonul rece, fierbinți sunt liniile anilor 80, iar pentru accesorii și în special încălțăminte, designerii au gândit un sezon plin de culoare. Am încercat să ne punem amprenta, să creăm o linie mai diferită, să nu mai creăm acești bocanci clasici, simpli, care suntem obișnuiți de atâta timp. Am introdus perlele, se poartă anul acesta, i-am dat o notă de eleganță prin această fundă. De asemenea, am lucrat în niște imprimeuri florale, foarte frumoase, am introdus niște ținte, tocmai ca să dea o altă notă. Noi suntem, ca și brand, încercăm tot timpul să ieșim din tipare. Avem angajați pictori, aceste lucruri sunt făcute manual. Tocurile înalte și cizmele care ajung până pe pulpă sunt hot în această perioadă. Cizmele lungi de tip dress sau platformele masive fac diferența atunci când vreți o ținută impresionantă. În această colecție de toamnă am folosit foarte mult șosetele, gen, după cum vedeți, și pe sport, da, textil și pe sport, dar bineînțeles și pe elegant. Se poartă foarte mult, cum a spus, într-adevăr, anii 80 se reinventat, bineînțeles, și a pus amprenta în colecție, tocurile groase, platformele. Fiecare casă de modă a reinterpretat în stilul său trendurile, păstrând însă liniile dictate de podiumurile internaționale. Stilul cowboy și rock chic au fost îndulcite cu picturi manuale și sloganuri, așa că nu ezitați să vă luați o pereche de ciocate sau bocanci pictate manual sau cu perle aplicate. Avem colecții capsulă, piei care nu se regăsesc în următoarele colecții, tocmai ca să facă, să simtă clientul nostru aparte, să fac o diferență, să zic că da, ok, mi-a luat ceva care nu se poate găsi peste tot și oriunde. Toamna asta nu trebuie să eviți roșul. Fie pe haine, fie pe încălțăminte, roșul nu trebuie să-ți lipsească din garderobă. Designerii ne îndeamnă să evităm tocurile clasice și să le alegem pe cele arhitecturale, deosebite, originale. Pentru petrecere, depinde de petrecere. Dacă vorbim de nuntă, botez și așa mai departe, într-adevăr, să avem sandalele care tot timpul se cumpără. Chiar îndemn clientele noastre să fie îndrăznețe, indiferent de anotim, chiar și iarna, la o rochie elegantă, să poartă sandale, să nu s-a terminat cu pantofii. Numai, într-adevăr, am avut noi o tendință, nu știu, acum câțiva ani, care își luau, fie iarnă, își luau pantofii. Se gândeau la frig, dar nu. Trebuie să neapărat cumpărate sandale. Acest tip de sandal noi l-am creat acum în această colecție, un pic mai neconformist. Deși albul este destul de evitat în sezonul rece, anul acesta designerii ne recomandă să nu-l mai evităm, mai ales când vine vorba de încălțăminte. Se poartă pantofi în două culori, pantofi marcați cu logo-uri sau graffiti, balerini eleganți, pantofi stiletto și tocurile arhitecturale.